Liga Studenților Electroniști din Iași, împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, organizează de astăzi și până pe 13 mai proiectul științific Zilele Studentului Electronist, devenit tradiție în rândul studenților aflat la a 7-a ediție. Evenimentul studențesc are loc în incinta Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, situată pe Bulevardul Carol I, și are ca scop realizarea unei strânse legături între firmele de profil din țară și facultate, în vederea oportunităților de angajare pentru viitorii absolvenți. Este un eveniment tehnic dedicat tuturor studenților din cadrul Facultății de Electronică. A luat naștere în 2011, anul acesta se află la 11-a ediție și prin acest eveniment se dorește încurajarea studenților de a se angaja. Chiar la prima ediție, când au venit cei de la Ericsson de la București, au luat în jur de 50 de persoane și a fost cel mai mare impact. După care au urmat tot timpul stagii de practică la diverse companii, anul acesta avem 16 companii. Proiectul își propune să reunească un număr de peste 1000 de studenți din cadrul facultății, cât și din afară, dar și elevi de la liceele din județ și nu numai, în vederea atragerii acestora către Facultatea de Electronică. Chiar de astăzi avem 11 elevi care ne vizitează laboratoarele, chiar și pe aici, pe la standuri au fost. Îi ducem și la clubul de electronică, unde învață să proiecteze un circuitel, să își descopere, de ce nu, pasiuni și poate în viitor să vină la noi la facultate, să ne fie viitori colegi. Și cum până pe 13 mai e cale lungă, programul e încărcat și divers, iar anul acesta există și o premieră. Da, Student pentru o zi este un proiectel dedicat elevilor de liceu care vin într-o zi în facultatea noastră și experimentează ce înseamnă să fii student la Facultatea de Electronică. Gala anuală a electroniștilor este un eveniment care va fi organizat anul acesta la prima ediție, în care noi vrem să reunim toate generațiile, toți studenții care au terminat la noi, toți membrii care au activat în organizația noastră studențească, Liga Studenților Electroniști din Iași, și toate cadrele didactice. Concursul Național Circuite Electronice și Aplicații, Laurențiu Turic. Întocmește CV-ul corect sau programul Student pentru o zi se numără printre atracțiile acestei ediții ale Zilelor Studentului Electronist.